Bună ziua! Trebuie începe, da? Da. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Mă numesc Radu Marian, deputat în Parlament din partea fracțiunii PAS, președinte al Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Am înregistrat în această săptămână trei modificări legislative importante pe care vreau să le prezint mai jos. Deci, primul amendament pe care l-am înregistrat prevede faptul că vom include întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău în lista bunurilor care nu pot fi privatizate. Această modificare va garanta că, va garanta că aeroportul rămâne în proprietatea statului și va corecta o nedreptate comisă în timpul guvernărilor precedente. De asemenea, această modificare va permite agenției proprietăți publice, APPO-ului, să relanseze licitația pentru închirierea spațiilor de la aeroport și a aplica condiții mai avantajoase pentru a atrage cât mai multe companii cu renume. De exemplu, urmarea acestei modificări se va putea extinde și termenul de transmitere în locațiune, în chirie, a spațiilor de la 3 la 5 ani, ceea ce va face această licitație mai atractivă. Și, cum spuneam, pentru a face acest lucru e nevoie de o modificare a legii în Parlament, și anume a include aeroportul în lista bunurilor ale statului nepasibile pentru privatizare. Amintesc că gruparea criminală Shore încă controlează anumite spații comerciale la aeroport și, evident, aceasta trebuie alungată. De acolo noi vom crea toate condițiile pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai curând. A doua modificare importantă se referă la faptul că am înregistrat un amendament care prevede amânarea cu 3 ani a intrării în vigoare a prezentării garanției pentru agenții economici care activează în regim de perfecționare activă. Amintesc că acestea sunt agenții economici care procesează materia primă pentru a-i crește valoarea adăugată fără a plăti drepturile de import. Garanția este un instrument folosit în toate țările Uniunii Europene, care stabilește că agentul economic plătește o anumită sumă sub formă de garanție la introducerea acestei materii prime și primește înapoi această sumă dacă întreprinderea îndeplinește toate obligațiile vamale și fiscale. Totuși am decis să extindem această perioadă de tranziție cu 3 ani, urmând exemplul altor țări ale Uniunii Europene care au amânat intrarea în vigoare acestui mecanism la fel, cu 3 ani de la aprobarea lui, pentru a oferi mai mult timp agenților economici să se adapteze, dar și pentru a oferi mai mult timp statului pentru a pentru a crea instrumente financiare care să faciliteze plata acestor garanții. Această modificare vine urmare a solicitărilor și adresărilor pe care le-am primit de la mediul de afaceri, inclusiv de la Asociația Industriei Ușoare, APIUS. A treia modificare, amendament pe care l-am înregistrat, la fel important, ține de un amendament care să întărească procesul de asigurare a țării cu stocuri de securitate de gaze naturale și să nu admită ca unii agenți economici să submineze acest proces prin intermediul instanțelor de judecată. Amintesc că în anul 2022, urmarea crizei pe piața gazelor naturale în țara noastră generată de șantajul Kremlinului, am stabilit prin lege crearea stocurilor obligatorii de gaze naturale pentru țara noastră, care se vor realiza gradual și urmează să acopere numai puțin de 10 zile de consum ale țării, începând cu data de 1 octombrie 2024. Aceste stocuri se creează de către entitatea pentru crearea și menținerea stocurilor de securitate, și anume Energocom, și costurile creierii acestor stocuri sunt acoperite din contul contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul de gaze naturale. Contribuțiile financiare se stabilesc printr-o decizie a Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică, ANRE-ului, în funcție de cota de piață a acestor furnizori și se recuperează prin prețurile, tarifele pentru consumatorii finali, prețuri care se aplică în mod discriminatoriu
nediscriminatoriu pentru toți consumatorii. Totuși, recent, mai mulți agenți economici au cerut în instanță suspendarea deciziei Unreal prin care se stabilesc aceste contribuții ale agenților economici. Însă, într-un mod, ghilimele, miraculos, instanța de judecată a suspendat aceste plăți doar pentru o singură companie. Și acum, această companie nu doar că intră în concurență neloială cu alți agenți economici, dar și subminează securitatea energetică a țării. Și prin această decizie de instanță se creează prejudicii majore companiei responsabile pentru crearea și menținerea acestor stocuri, fiindu-i afectate interesele legitime de a-și recupera costurile. Deci aceste experimente ale anumitor companii și anumitor judecători nu pot fi tolerate. Așadar, prin acest amendament, noi excludem posibilitatea suspendării hotărârilor emise de ANRE în temeiul articolului 108 prim din legea 108 cu privire la gaze naturale, prin care se aprobă contribuțiile financiare necesare a fi recuperate de la furnizorii de pe piață cu amănuntul. Deci toți trebuie să joace după reguli și în condiții de concurență loială. Voi propune adoptarea acestor amendamente în această săptămână, în ședința plenară care urmează să aibă loc joi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urăm o zi frumoasă!